doamne, cât sunteți. Și ce frumoși, tu, să nu vă de ochi. Tu, câți bani. O să vă spun și eu câteva chestii despre mine. Anul ăsta am împlinit 30 de ani. Sănătate, Doamne ajută la toată lumea, să fiți fericiți. Terminați cu prostiile astea. Că mă duc doar în jos de acum. Nu mai am nicio speranță. Știu că nu par de 30 de ani. Că am fața asta care te bagă în confuzie, așa, știi? Nu știu unde să mă încadrez. Pare așa că o alocație a făcut un copil cu ajutorul social. Deci care-i faza cu băiatul ăsta? Că nu-mi crește barbă, dar mi-apar coșuri. Anul ăsta mi-a ieșit primul fir de păr pe piept și ăla alb. Mă aștept în orice clipă să-mi crească un dinte de lapte și să cadă deodată, știi? Cumva corpul meu pe interior încă cântă piesa Gașca mea, uite așa aș vrea să mă... Sunt produsul indeciziei hormonale. Și mi-am dat seama că la 30 de ani e o tranziție în corpul bărbatului în special. E o trecere ușoară spre baston, dar mică așa, foarte mică. La 30 de ani ești prea tânăr ca să fii bătrân, dar și prea bătrân ca să fii tânăr. Pentru că la 30 de ani nu poți mai stai cu puștanii ăștia de 18-19 ani să fii cool ca ei, că la un moment dat te spargi cu ceva. Eu am stat la un moment dat printre puștani din ăștia și efectiv de nicăieri la un moment dat mi-a venit să zic mergem și noi la Bairam, s-au blocat toți coaie, aveau privirile pierdute, se uitau la mine așa, sorry, I don't understand, please try again. Mă, de-a dracu vine o să le zic de Bairam lor, când ei au alt vocabular, ei sunt cu cringe, chill, vibe, vin eu cu Bairam și borfaș, eu și cu puia ce mai folosim cuvintele astea. Nu merge. E alt limbaj. Plus că tinerii din ziua de azi discută foarte mult, se înțeleg prin prescurtări și emoticoane. Dacă nu știți limbajul ăla, nu intrați acolo. Căh, periculos. Eu l-am dat, am un grup de WhatsApp cu niște puși care mai merg la fotbal și am ratat prima conversație din grup și când am deschis efectiv WhatsApp-ul, am găsit asta. Sal, KFVTMATFSTFPLM. Zic, mă, ce dracu ăsta ritual de incantație a pizdii, așa o cheamă. Se întâlnesc în jurul unui foc și zic asta, sal, că fă, fă, tă, mă, oată, fă, să, tă, fă. Nu, dar te sperii că nu înțelegi alăturarea asta lingvistică. Eu, părinte, să fiu să găsesc mesajele astea în telefonul copilului, îl duc la preot. Zic, părinte, dăm niște aghiazmă, că nu mai folosește vocale. Dar abia aștept sincer să ne studieze și pe noi oamenii de știință, arheologii, cum facem noi acum cu civilizațiile străvechi, cum facem cu egiptenii, ați văzut în toate documentarele, se duc arheologii la hieroglifele alea și se uită acolo, văd băpană, pisică, coadă, cred că așa vorbeau cu civilizațiile extraterestre. Eu cred că egiptenii se îmbătau să făceau căcat. Și așa să distrau ei, să mai îmbăta câte un Ramses, lua o piatră ascuțită și să ducea acolo, fii atentă, să facă o pană de stămâța în coadă. Dă-ți seama că trebuie să te distrezi. Eu abia aștept să-mi găsească caietele mele din școală, dacă le mai știți băieți, alea cu pul desenate la final. Să se uite arheologii la pulile alea să fie la modul, cred că asta e o rachetă cu propulsie. Se pregăteau de spațiu. Și vă ziceam că la 30 de ani cumva nu poți să mai stai cu puștani din ăștia, dar nu sunt pregătit nici să stau cu prietenii mei de 45 plus, că nu știu nimic despre vată bazaltică și prostată. Că trebuie să ai ceva subiecte în comun, știi? Adică mai ies la bere cu prietenii mei de 45 plus. Bine, mulți zis ies la bere, ies la pisoar cu ei. Nu știu dacă aveți genul ăla de prieteni care bea o bere și să pișă 5. Nu, bă, nu înțeleg, se regenerează berea în ei. Deci pare că într-un rinichi au hamei și într-un o apă. Și când pun mâna pe dozator, iese cu tot cu spumă. Îi știți, eu le-am și zis la un moment dat, bă, nu mai luați masă la restaurant, rezervați direct pisoar, ne vedem acolo. Ne întâlnim la pisoar și stăm acolo. O spătar, două beri și niște săpun lichid, că nu mai e. Serios, asta mă gândeam, dar cumva înțeleg dorința asta, plăcerea asta de a sta la pipi. Că noi bărbații nu ne pișăm mult, noi o scuturăm mult. Pentru că cumva după 30 de ani scuturatul e super plăcut așa la băieții. Te gâdil așa în corp când ești acolo. Te furnică ești. Deși nu știu de ce dracu scuturăm atâta. Oricum ultima picătură tot pe kilot ajunge fut-o în gură. Cred că așa e lăsată de la Dumnezeu. Ai roa bărbatului. Altfel nu-mi explic. Nu știu dacă ați observat, bă, și dacă o ștergi cu hârtie igienică, bă, să stoarce tot corpul așa.
să mai ia o zeamă mică, știi? Cât să-ți dea dubii în creier. Când tragi chiloții și pleci, să fii la un moment dat, mă, măi, fi căcă pe mine. Mi fi tras vreo bășină mai... Ce mă... Dar e plăcut la 30 de ani. Singurele persoane care nu dau doi bani pe faptul că eu am făcut 30 de ani sunt rudele mele de la țară, care în continuare când mă duc acasă, mă pupă pe gură. Exact. Noi încă suntem la nivelul Game of Thrones. Că nu mă pupă doar pe mine, să pupă și între ele. Soră cu frate, bunică cu nepot, dacă ne îmbătăm ne apucăm și de câini, nicio limită. Serios, eu nu pot să mă duc cu cineva acasă, că mă fac de râs cumva. Prima dată când m-am dus cu o femeie acasă, bunica mi-a ieșit așa pe prispă și m-a strigat fix din spatele curții, mâncare mamaia coaiele lui! Și am zis, bre, nu! Are cine să se ocupe acum? E ea pe departamentul ăsta, nu te băga! Ce-a fost între noi a trecut! A zis, las că mamaia le-a pupat până s-au făcut mari! Nu m-a ajuns deloc! Nu e ok! Taci! Eu nu neg că s-a întâmplat ce s-a întâmplat între mine și bunica mea. Na. Ea știe mai bine, eu eram copil, e vina ei. Dar parcă nici nu mă ajută informația asta în viață, că bunica mea m-a pupat la coaie, știi? Nu te ajută la 30 de ani așa, n-ai ce să faci cu ea. Că ați văzut, creierul mai lucrează împotriva noastră, știi? Și îți trimite imagini când te aștepți mai puțin, așa, ești nepregătit. Și n-aș vrea la un moment dat să fiu cu o gagică în pat, să coboare aia ușor capul așa, se ducă până jos și când mă uit la ea să văd un batic. Nu! Să mă uit mai atent să-i văd și mustața aia stil greblă, alu bunică mea. Să încerci aia să fie romantică, îți place? Mâncar mamaia coaiele, nu! Mă lepăt. Dar e frumos la 30 de ani. Însă am un regret la 30 de ani, că nu am învățat nicio limbă străină. Am încercat în viață să învăț engleza, că e foarte importantă. Am încercat să o prind așa, din filme, din muzică, din filme, replici din alea, de Rambo, one is fun, is alright, motherfucker, fucking bitch, care cred că înseamnă să te bagă în bitch, sau nu știu ce înseamnă, că n-am înțeles. Din muzică am învățat engleza, dar fix cum am auzit-o. Probabil mulți dintre voi o știu așa. Facem un experiment. Să aplaude oamenii care știu piesa Cotton Eye Joe. Cam 20. Acum să aplaude oamenii care știu piesa Cotton Eye Joe. Asta zic, mă. Asta e engleza pe care o știu și eu. Din Cotton Eye Joe. N-a cântat nimeni niciodată Cotton Eye Joe. Toți am cântat. Where up the big cat, na Joe, Wackenberry, way na low. Where is the gari, where is the go, where is the gari, cat na Joe. Ce zicea ăla acolo? Pula mea, să ne învârtim de umăr. Where up the big cat, na Joe. Era și greu să înveți engleză înainte. Am făcut în școală engleză, n-am făcut foarte mult, dar am făcut engleză. Dar era greu să înveți în școală, pentru că n-aveam ChatGPT și Google Translate. Trebuia să traducem cu dicționarul. Care era munca dracu să traduci cu dicționarul. Vrei să cauți un cuvânt, vrei să cauți cuvântul șapcă, trebuia să deschizi dicționarul ăla român-englez, să te duci la litera ș și găseai orice alt cuvânt, numai șapcă nu, era șal, șah, șase, șapte. Bă, până nu mai traduc nimic. Traducă tocilara clasei, iau de la ea. 20 de ani mai târziu, am fost în vacanță în Grecia, era cald afară, mi-era frică de insolație, și am intrat în magazin la vânzătoare fără tocilara clasei. Am zis, do you have for the... Că nu știam. Era greu să traduci cu dicționarul. Mie mi s-a întâmplat de multe ori să caut un cuvânt în engleză, să încerc să-l traduc în română și când găseam traducerea în română, nu știam ce înseamnă cuvântul nici în română. Că erau dicționarele alea super vechi. Că, spre exemplu, la un dat am căutat cuvântul spy. Când am deschis, am găsit în dicționar iscoadă. Ce pula mea iscoadă? Trebuia să mai deschid încă un dicționar de română în română ca să-l înțeleg. Iscoadă, iscoadă, spion. Fute-mă așa! Dar nu prea am învățat engleză, pentru că în școală am făcut mai multă franceză. Am făcut franceză din a treia până la a 12-a. Cu ce am rămas eu 9 ani de franceză? Notre poule a votre cur. I se fini. Notre poule a votre cur. 9 ani de franceză. Bă, un cuvânt nu s-a împiedicat să rămână în creierul ăsta. Să fie la modul coaie cât spațiu e aici.
Eu mă stabilesc aici. Nu, notre pula votre cur. Care nici nu înseamnă ce credeam eu că înseamnă. E puii noștri în curtea voastră. Notre pula votre cur. Cu ce mă ajută pe mine asta în viață? Când mă duc la curve în Franța să le bat apropouri? Să iasă aia în budigăi așa, în ațe din alea așa, e chest că vă vule mesiu, notre pula votre cur, dacă... Sau să-i zic al doilea lucru pe care îl știu eu în franceză. Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui? Să fie, nous avons des gisels dans le lundi, après un peu de fofolon, un peu de mouis, et voilà. Nu mi-a plăcut franceză, n-am reușit să învăț franceză, pentru că mi-a plăcut accentul franțuzesc, care mi se pare arogant din fire. Când încearcă să vorbească francez, e zis că se chinuie să nu vomite, să lase acolo, înapoi. Je fais bien, mon ami. Et tu te bien que c'est fini bien, c'est magnifique. Scui pe dracu ghemul ăla de blană, ți-a rămas aici. Dă-ți doi pumni. Nu mi-a plăcut, bă, prea îngânfat. Am fost în Franța la ei și am mai vorbit pe la restaurante pe unde am putut și eu. Și toți mi-au recomandat să merg să văd Le Tour Eiffel. Se magnific Le Tour Eiffel. Și mi s-au plâns că-s românii acolo. Am fost la turnul Eiffel, erau acolo. Uite alba, uite neagra, uite... Și cumva nu înțelegeam revolta lor pe românii noștri. Pentru că mie mi se păreau că erau arhanghelii turnului ei. Ei îl protejau să nu-l fure alții. Gândiți-vă un pic, am zis, bă, mulțumiți-le că le merge bine din alba neagră, că altfel vă mută turnul ăla la fier vechi peste noapte. Peste noapte. Mi-l și imaginez pe Jean-Pierre într-o dimineață, deschizând le fenêtre, uitându-se afară, nu mai e turnul. Oh! Oui, la Tour Eiffel! Nu se pe posibil! Și ai noștri pe fața blocului, fiare veclo! Fier vechi, cumpără! Nu mi-a plăcut franceza niciodată, în schimb știu ce limba aș vrea să învăț, mi-ar plăcea foarte mult să învăț italiana, care mi se pare o limbă pașnică. Pare că atunci când vorbești italiană nu te grăbești nicăieri, pare că țopăi pe cuvinte. E, în italiană când zici un cuvânt ai timp să te gândești la următorul cuvânt. Che fai? Tutto bene, tutto a posto. Băi, eu când aud, îmi vine așa spălboabe la cură. Așa poftă, atunci mă, mama, e, fac un interior-exterior imediat. Luna o scoate aici, puși brădulez după gât. Serios, mă lovește așa poftă. Mi se pare o limbă pașnică, mi se pare că și în jurăturile în italiană sună pașnic. Vaffanculo, sei un tessa di cazzo, piezzo di merda. Eu când aud ăsta, pentru mine, tu te-ai naibine, mai zic... Păi cu capul meu va fanculei așa, ce te-aș făcută în cur frumosule? Pașnic, așa e, pe flirt, știi? Nu e morții mătii, care sună doar morții mă. E va fanculo. Eu așa asociat mereu muzica italiană, asta de operetă, știi? Pavarotti cu italiană. Și eu când aud așa în capul meu sună, va fanculo, signore, sei un testa di cazzo. În schimb, știu sigur ce limbă n-aș putea învăța niciodată, germana, care mi se pare limba satanei. În iad, când intri, în germană se vorbește. Ca să vorbești germana, mi se pare că nu trebuie să faci sex 2 ani de zile, să se strângă tensiune în corpen și să urce cuvântul din coițe în gât. Meine Katzen wuft in Stadt! Să faci o semipareză aici pe partea dreaptă. Mai necați în viuftă în stat. Care poate să însemne orice. Microfon. Păi, grea limbă. Germana e singura limbă care te ceartă de la prima ora dimineții. Guten Morgen. Du-te naibii să zică măta Guten Morgen că te trimite la școală. Ești mami, nu? Nu mă da la ei. Guten Abend. Auf Wiedersehen. Bă, când auzi Auf Wiedersehen, îți imaginezi cum îți trimiți așa bă, musafirii într-un tren, îi duci la dușuri. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen, meine Liebe! Grea limbă. Vă jur, eu cumva înțeleg pe nemți de ce au provocat două războaie mondiale. Bă, când ai limba asta care sună blestem, vrei să mai auzi și altă limbă. Și înțeleg de ce le-a cășunat pe francezi. Că în timp ce germanii par nefutuți, francezii par prea futuți.
francezii vorbesc de parcă doar ce și-au dat drumul. Și je fais bien, mon ami, je suis pacifique, au wiedersehen. Am încercat să învăț germana, am încercat cu niște aplicații din astea și ce mi s-a părut mie ciudat la germană, că inclusiv lucrurile drăguțe sună periculos în germană. Spre exemplu, la mulți ani în germană e Alles Gute zum Geburtstag, care sună plan de război, dacă îmi permiteți. Francezii sunt în tranșee, să-i atacăm. Sau te iubesc, care sună frumos în toate limbile pământului, inclusiv în română. Te iubesc, je t'aime, ti amo, te amo. Numai în germană sună amenințare. Ich liebe dich. Bă, când auzi ich liebe dich, îți imaginezi cum îți spune cineva perna pe față. Ich liebe dich, meine Liebe. Ich liebe dich, meine Wüftenstadt, ganz meine. Ich liebe dich. Ich liebe. Ich liebe. Ich liebe. Guten Abend. Dar la cum evoluează economia globală, mă aștept în orice clipă să fim nevoiți să învățăm limbile asiatice, da? Chineza, japoneza, Doamne ferește, indiana, că o să se trezească lanțul amintirilor în părinții noștri. O să fie toți vagabondul pe stradă. Yado, kibara, kili, 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 kentenai. Că noi știm, mă, românii, indiană, ce drept. O știm cum știm Cadna George, știi? Serios, mie mi-e frică de chineză. De chineză mi-e frică tare, că sunt numai silabe în chineză, nu știu, trebuie să le tocești. Cin, ciun, cea. Han, cin, ciu. Care poate să însemne orice. Câinele e la cuptor. Cin, ciun, cea. A trebuit să umblu pe stradă, să o tocesc. Cin, ciun, cea, cin, ciun, cea. Efectiv, sper să apară la un moment dat o manea. Să pot să o învăț, știi? O manea în chineză. Să fie cin, ciun, cea, cin, cin, cea, cin, ciun, cea, cin, cin, cea, cea. N-am nicio șansă altfel. Sau japoneză, care mi se pare amuzant. Mi se pare foarte amuzant japonezii. Mă mai uit la telenovele din astea în japoneză. Și mi se pare amuzant cum bărbații și femeile vorbesc total diferit. Toți bărbații vorbesc de parcă vor să-ți înfigă un cuțit în burtă, așa. Toți sunt... Îndorăsai! Ce-ndăbără! Îndăbără! Îndăbără! Iar femeile parcă... Bă, zici că le-a venit ciclu. Toate sunt... Îndăbără! 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 Să mor dacă ești cu spatele la televizor, ai impresia că e un tată care își ceartă fiica. Hândăbăra, escăbăra! Hândăbăra, oi nebere! Intră cineva în cameră, să amândoi. Mi se par atât de amuzant japonezii. Am un prieten japonez stabilit în România, Rikito Watanabe, poate îl știți. Ăla care e pe la șef la cuțite, pe la neamărin, care vorbește mereu de parcă își cere scuze. Scuze, domnul! Îmi pare rău, domnul! Îmi cer scuze, n-am vrut să fac. Și l-am rugat pe Rikito la un dat să facem un schimb cultural, să mă învețe și pe mine niște înjurături în japoneză. Că ce să... Ia zi, bă, Rikito, zi-mă și mie o înjurătură gravă în japoneză. Și Rikito mi-a zis, noi, domnul, nu prea avem înjurături în Japonia. Și zic, zi-mi ce aveți cel mai grav. Tradu-mi în română, măcar, să rămân cu ceva. Și Rikito a făcut fix așa. Că aparent așa se încarcă ei de la divinitate. Își dau update la soft, nu știu ce fac. Și apoi a venit în jurătura. Nu mă așteptam la asta. Mama ta are buricul mare! Bă, m-a blocat un pic. Ce-ai zis, mă? Mama ta are buricul mare. Asta grav tare la noi în Japonia. Ce dracu dă în jurătura asta, bă? Că pare compliment la naștere, ești nebun? Ce buric frumos aveți, doamnă! Vă mai tai, vă mai feliez. Cum o să înjure România cu mama tare, buricul mare? În patria înjurăturilor de mame. Că noi avem înjurături creative mereu. Bă, românizează-o un pic, zici și tu. Mama tare, buricul cât lindicul, e mai românească. Nu? Aveți imaginea în cap, da? Ați creat-o. Nu vii cu mama tare, buricul mare în România. Unde efectiv noi înjurăm mamele pe regiuni și mereu diferit. Asta îmi se pare tare. Te duci în Moldova, înjuri mama, dă lucrurile sfinte. Dumnezei, mă, Hristoși, mă, vii în sud, auzi de morții, mă, tică, pula mea. Noi ne ducem mai adânc. Și apoi vii în Ardeal, unde auzi Futo Stalin, care... Nu mă întrebați, deci. Dar apropo de Stalin, să-i mulțumim bunului Dumnezeu că nu suntem nevoiți să învățăm rusa. Nu știu dacă știți, dar sunt aici, aproape.
Dacă ieșim afară, auzim așa prin aer trecând niște dăzvidănie, prăscăie, nici n-a apucat să terminăm show-ul că poate să vină peste noi. Au timpul ăsta. Nu știu dacă v-ați întrebat, fetelor, în caz de război ce facem. Am eu o veste tristă pentru voi. Nu bărbații vor apăra această țară. Luați-vă gândul! Să știți că noi ne-am vorbit între noi la începutul războiului. Noi am pus mâna pe telefoane, am fost, băi, mergem să apărăm țara? Și tot noi am fost, bă, când? Că marți am niște treabă, miercuri la mecanic cu mașina, mi s-a stricat o planetară. Nici o șansă, nu, nu, femeile vor apăra țara asta, vă zice băiatul. Și nu fetele noastre care sunt acum în țară, aici în sală, eu aș face altceva, eu aș aduce fetițele noastre plecate la treabă, dacă le știți. Alea care se chinuie, bă, pe-n străinătate. Pentru o pâine. Eu le-aș aduce și le-aș da pâine în țară. Le-aș pune așa pe linia Moldovei din Botoșan până în Galați, să vedem pe unde mai intră rușii. Că vă dați seama că eu să vină însetați de sex. Că ce dracu să fuți în Ucraina? Babe părăsite? Coițele o să fie până aici, o să fie nervoși. Dă-ți vidania, prăscaia, trascaia și ale noastre la intrare. Unde dracu să aducă ăștia, fă? Senior, dove... Dove, lasă Mirelo că mă ocup eu. Dove! Dați aia nervos, dați vidanie, prăscăia, trasă. Dar stai mă un pic, de ce ești nervos? Dar liniștește-te un pic. Calmează-te un pic. Dar calmează-te. Tătuca Putin, îți face tătuca Putin ce-ți fac eu? E, vezi? Ia ține-te de coada asta. Să termină, dracu, războiul! E cunoscut faptul că nouă bărbaților după sex nu ne-o dă pe cucerii lumea. Ne-o dă pe ce m-aș întinde un pic în pat. Mergi un pic de somnic. Ele o să fie argint viu. Ale noastre o să fie pe acolo. Mă dai și pe mine cu tancu? Am chef să mă dau cu tancu. Vreau să mă vadă proastele astea cum trebuie mergem prin centru cu tancu. Și mai vreau să trecem pe la Mac să-mi iau ceva de la drive. Niște maioneză cu un burger cu cartofi prăjiți. Femeile o să apere țara asta, cum au făcut-o toată istoria. Cărțile de istorie nu scriu chestia asta, dar asta e adevărata istorie. Femeile au apărat țara. Noi, ca bărbați de-a lungul istoriei, ne-am bătat, ne-am făcut căcat. Și când ne-am trezit, am văzut că au venit cotropitori, am fugit. Ele au stat și s-au futut cu cotropitorii. Și s-au și căsătorit cu ei. Ele au îndurat toată treaba asta. Vă dau un exemplu. Imperiul Roman. Cel mai mare imperiu din antichitate. Bă, mare rodător. De ce nu s-au dus, bă, încolo spre Rusia? Că erau teritorii de cucerit. De ce s-au oprit în Dacia și s-au căsătorit cu ale noastre? Că i-au făcut cu capul nebunele astea. Le-au umblat la psihică. Aia când au vrut să plece, ale noastre a fost. Dacă pleci cu mine, nu mai ai ce discuta. Pum! S-a terminat! A terminat, poate să te cheme Caius Gaius Lindicus. Nu pleci de acolo! Nu pleci! Eu cred că au mai fost romani care și-au luat coițele în mână și au fost, au curajul ăla. Hai mă, mă, că mă duc și eu cu băieții la război să cucerim. Vezi că mie nu prea-mi plac prietenii tăi. Pa! Pa! Serios, mă distrează atât de tare când mai văd câte o știre din aia cu un bătrân italian păcălit de câte o româncă. Bă, mă unge pe suflet cum să plânge ăla. E cum e posibil? E cum e posibil? Coaie, tu n-ai citit istoria? Așa v-am făcut toată istoria. De ce crede că te-a ales? Că ai varicele proaspete? Nu, așa e posibil. Mă, are bunica mea o vorbă care definește atât de bine neamul ăsta, atât de bine. Mereu când vede câte un bătrân păcălit de câte o româncă, zice aceeași chestie. I-a pus pizda pe față, mamaie! Care e o imagine atât de claustrofobică, să stai cu ea pe față, să n-ai aer, dar în același timp să-ți placă. Asta e soluția mea pentru război, să ne aducem fetele înapoi acasă. Bine, pe la începutul războiului a ieșit și domn președinte și a ținut un discurs pe care nu l-a încheiat nici acum, încă ține la el. A zis așa, cer mobilizarea rezerviștilor în caz de dute în pizda mătii, am zis eu, că n-aveam atâta viață să-l ascult.
Și după aia am ascultat la știri și am aflat ce e cu rezerviști. Ăștia sunt niște bătrâni care n-au mai luptat de la războiul lui Traian cu Decebal. Ce să facă rezerviștii cu ruși? Să arunce cu proteza în ei? Să fie ca la Pokémon? Corega, te activez! Mușchetată! Șopă ei, ia-i! Nu merge așa. Am aflat de la știri care e salariul unui rezervist. 2000 de euro pe lună. Doamne! Tu știi ce-ți faci o curvă de 2000 de euro pe lună? Două mâini, trei găuri, a cinci ruși deodată. Le destabilizează armata. Nu. Eu cred că ar trebui promovată mai mult pacea în lume și pentru asta e nevoie de un motto, de un slogan. Eu l-am găsit. Păsărica aduce pace. Nu? Ce frumos sună. Asta ar trebui pus peste tot, la NATO, la intrare, când intri acolo să vezi mare, păsărica aduce pace. Și eu cred că ei s-au prins de chestia asta. Altfel nu înțeleg de ce în engleză la ziua păcii îi zice pizdei. Și cu asta vă mulțumesc din suflet, dragi oameni buni. Ați fost absolut minunați. Mă înclin în fața voastră. Seară bună! Pa!